Nu știu ce se dorește cu aceasta, nu știu ce se dorește. Cine a propus această măsură, nu știu la ce s-a gândit. De ce noi să ne evaluăm între noi? Unele dintre noile reguli ale anului școlar 2024-2025 îi vizează chiar și pe profesori. Aceștia vor trece prin evaluări anuale pe o platformă online. Profesorii vor fi evaluați de directorul școlii, dar și de colegii din cancelarie. Evaluarea nu va fi una simbolică, ci în funcție de rezultat va fi ajustat și salariul. Dascălii sunt sceptici cu privire la această reglementare care îi vizează direct. Pentru că e foarte greu să-ți evaluezi un coleg la matematică. Tu poate ești de disciplină umană. Și atunci să-i apreciez și să evaluez actul educațional e un pic mai dificil. Da. Credeți că această regulă, dacă va fi aplicată, va stârni un haos în cancelarie? Cred că ar fi așa, un feedback între noi, cred că îl putem obține și cred că deja l-am și obținut, că în permanență avem o atmosferă destul de colaborativă, să zic așa, în cancelarie și ne cam știm. Fiecare. Nivelul exact și poate unde mai trebuie lucrat și da, în permanență ne întâlnim, discutăm, mai sunt și acele cercuri pedagogice pentru profesori, da. Așadar, această regulă n-ar fi o amenințare sau un lucru care să vă... Depinde cum se pune problema, ce criterii vor folosi, ce descriptor de performanță, încă nu știm și noi suntem... Abia puși în temă cu acest subiect, încă nu știm foarte multe. Profesorii pot fi de acord cu notarea, dar nu doresc ca salariul lor să stea în pixul colegilor lor, motivând că această evaluare oricum nu ar putea fi decât subiectivă. Și, de exemplu, să presupunem că ar fi un coleg care nu prea vă agrează sau cu care aveți animozități. Credeți că vă va penaliza la acea notă? Sincer, eu îmi doresc să-mi fac treaba foarte bine, să am o atmosferă plăcută în clasă, să mă înțeleg cu elevii, pentru că acolo e activitatea principală și, în general, îmi doresc să colaborez bine și cu colegii. Personal, nu sunt o persoană să caut scandal sau nod în papură sau pur și simplu să găsesc mereu defectele. Sper că și colegii mei așa vor face. De la mine pleacă, sper să vină și de la ceilalți. Nu vreau să mă gândesc dacă ar fi un coleg, sincer, cred că n-am niciun coleg care nu mă place și eu mă înțeleg foarte bine cu toți, îi apreciez, îi stimez, suntem un colectiv foarte plăcut, cel puțin aici în cancelarea liceului și asta îmi doresc pe mai departe, colaborare, înțelegere, armonie, că asta înseamnă educația. Rămâne de văzut cum se va aplica exact această nouă regulă și ce reacții va stârni pe parcursul anului școlar viitor.